În momentul în care tu ai reușit să convingi un prospect să cumpere de la tine, tu ai făcut cea mai grea muncă posibilă de până atunci. Acum e momentul ca tu să capitalizezi. Pentru că e câștigat încrederea, ai mulțumit un om. Mm -hmm. Acum scopul este ca acel client să cumpere cât mai des de la tine lucruri de valoare cât mai mare de la tine, pe termen cât mai lung de la tine. Și de asta avem cei 5 multiplicatori. Primul, numărul de prospecți, numărul de potențial clienți, oameni cu care suntem în relație, dar încă n-au cumpărat de la noi. Numărul de, rata de conversie din prospect în client. Număr de cumpărături repetitive, media pe comandă sau valoarea medie pe comandă, cât plătesc oamenii în medie pe fiecare comandă care o fac la tine. Comandă se referă și atunci când cumpără un serviciu de la tine. Comandă se referă la orice cumpărător. Și timpul în care un client îți rămâne loial. Ideea este că, ce asta încerc să spun antreprenorilor, ce ți se pare mai ușor? Să dublezi uh, numărul de clienți în următorul trimestru ca să-ți dublezi tu cifra de vânzări sau să crești cu 15% fiecare dintre acești multiplicatori. Pentru că dacă ai crescut cu 15% ți-ai dublat din nou vânzările.